Clubul social-democrat Dâmbovița a depășit etapa organizatorică și poate trece la derularea propriu-zisă a întâlnirilor între cei care reprezintă domeniul politic, administrativ și sindicatele, dar și acestor structuri cu cetățenii, fie aceștia membrii de partid sau nerecimentați politic. Întâlnirea de lansare a clubului a avut loc recent la Centrul Cultural de la Ninoasa, reunind numeroși reprezentanți ai Partidului Social-Democrat de la nivel central și județean. Pe lângă aceștia au fost prezenți și primari din Dâmbovița, 15 dintre aceștia fiind democrat-liberali. Adrian Tuțuianu, președintele Social-Democraților Dâmbovițeni, a prezentat oaspeții veniți de la centru, programul de activități, dar a subliniat totodată și rolul Clubului Social-Democrat Dâmbovița. Club care își propune să fie o platformă politică de dezbateri, de interacțiunea partidului cu societatea civilă, deci un organism care merge dincolo de partid cu aceste activități. Din această inițiativă, cei implicați în proiect doresc să aducă actul guvernării mai aproape de fiecare cetățean. Partidul Social-Democrat, cea mai importantă forță politică din România, din zilele noastre, a creat acest instrument astfel încât dorește să arate că fiecare român nu pierde contactul cu noi, mai ales atunci când suntem la guvernare. Codrin Ștefănescu, inițiatorul platformei de socializare, a explicat de ce este binevenită constituirea clubului. Până acum, la nivelul fiecărui județ, exista așa un fel de frică între a comunica. Fiecare dea vina unul pe celălalt, nu pot să vin acolo, sunt un alt funcționar public. Sau eu sunt la PNL, nu pot să vin la voi la PSD. Sau sunt nu știu unde, nu sunt, sunt independent. Nu, domne, în momentul ăsta avem o platformă care egalizează pur și simplu și orizontalizează comunicarea în județul Dâmbovița. Pentru a rezolva eficient problemele, este nevoie să se cunoască foarte bine realitatea din teren, iar Clubul Social-Democrat se dorește a fi un purtător de mesaj de la cetățeni către guvernanți cu privire la măsurile care se impun. Noi la femei există, s-au derulat activități importante, dar pe specific feminin. Ori problematica pentru noi trebuie să fie toată problematica acestei țări. Eu, în calitate de ministru delegat pentru dialog social, anul 2013, începând din ianuarie încă, am demarat un amplu proces de întâlniri cu toți reprezentanții partenerilor sociali, începând de la nivel național și până la nivel de companie. Bineînțeles și cu autoritățile publice, centrale și locale. De ce? Am ajuns la concluzia că o problemă o cunoști cu atât mai bine cu cât cobor mai la firul ierbii. A discutat numai cu o confederație care înseamnă o pălărie foarte, foarte mare, nu poate fi relevant pentru problematica unor federații sau chiar, sau mai ales a unor sindicate. Viorica Dăncilă i-a felicitat pe inițiatorii acestui proiect și pe cei care au făcut posibilă conturarea lui și la Dâmbovița. Vreau să felicit unor oameni inimoși care au ținut cu tot din adinsul să formeze acest club și față de care am tot respectul și toată încrederea că prin acțiunile lor și așa cum îi cunosc eu, vor face ca acest club să devină unul performant și să fie o legătură permanentă între Partidul Social Democrat și între cetățenii din Dâmbovița. Reprezentanții PSD au dorit să transmită și un mesaj politic de unitate. În acest sens, Rovana Plumb și Corina Creț au accentuat nevoia de continuitatea USL, chiar dacă la alegerile europarlamentare PSD și PNL vor merge separat. Venim în fața dumneavoastră cu un mesaj de unitate, de solidaritate și de dorință ca Uniunea Social-Liberală să-și continue drumul pe care și l-a ales și pentru care și-a asumat responsabilitatea în fața 70% dintre români. Uniunea Social-Liberală trebuie să rămână. După cum știți, săptămâna trecută s-a format această alianță politică USD, care reprezintă, după părerea mea, un moment important. Este o expresie a dorinței noastre de a contribui împreună la o politică europeană eficientă și în interesul românilor, dar pe de altă parte, așa cum spunea și Rovana, USL-ul sigur că rămâne, avem aceleași obiective pe care le-am avut și în 2012 și în 2013 și trebuie să continuăm împreună în această formulă a USL-ului. Nu candidăm pe liste comune pentru că facem parte din familii politice diferite în Parlamentul European și ar fi fost anormal, nu există un precedent, dar pe de altă parte ne dorim ca la guvernare să fim împreună așa cum am candidat în formula USL. Cei din urmă pot fi cei din tâi și în privința activității Clubului Social-Democrat Dâmbovița, a conchis Leonardo Badea. Felicitați că noi am avut această inițiativă, n-am avut noi această inițiativă,
a venit ca un program național, mai mult la impuse. Codrin Ștefănescu știe câte mail-uri mi-a dat. Probabil eram trecuți acolo planificat să deschidem primul club social-democrat în țară. Am reușit după eforturi multiple să deschidem, nu știu, mai sunt 4 cluburi să se deschidă sau suntem ultimii. Mă rog, dar ne-am promis... Mai e Harghita, sigur, deci am reușit să facem și lucrul acesta. Și, dar ne-am propus în felul următor ca la rezultatele clubului ordinea să fie inversă și atunci să demonstrăm că nu degeaba, biblic de altfel, am stat până acum ca să formăm acest club. La întâlnire au participat și reprezentanții ai UNEPR, PC și ai Partidei Romilor.